Jovan Marković este unul dintre cei mai promițători jucători din fotbalul român, dar greutatea lui le a evidențiat adesea negativ. Atacantul de la Universitatea din Craiova a fost adesea criticat pentru că nu va avea grijă de corpul său ca sportiv profesionist, menționând că are mai multe cărți despre greutatea ideală. Proprietarul grupului Bănie, Mihai Rotaru, a negat aceste zvonuri și a spus că Marković nu are un kilogram suplimentar cu privire la cantitatea pe care ar trebui să o aibă. Este atacatorul pe care Belgrad Roșu îl vrea să se transfere de la Universitatea Craiova. Proprietarul Mihai Rotaru a intrat direct și a dezvăluit, în grame, greutatea lui Jovan Marković. Nu 100 în plus. Omul de afaceri a pus zvonuri pe acest subiect din cauza trecutului, atacantul având probleme grave de greutate în perioada în care a fost împrumutat de la Academia Clinceni, când a avut 10 kg suplimentare. Nici măcar nu are un kilogram suplimentar. Are 89 de kilograme, are 10,5 țesut adipos, ceea ce este perfect pentru structura sa. Nici măcar nu are un kilogram suplimentar. Este un tip masiv. Această percepție a trecutului a rămas atunci când, de fapt, a fost cu 10 kg mai mult pe an și jumătate în urmă, în Clinceni, dar acum nu este cu 100 g mai mult. Are foarte multă conformare, are picioare foarte mari, menisc, pulpă. Am vorbit cu personalul medical. Este un tip masiv, nu gras. Mi au spus că nu o iau sub 89 de kg, ci ar însemna reducerea masei musculare. Nu mai are adipos, dacă dr. Stamatescu, care este și medicul național, spune că este greutatea lui sub care nu scade, ce să facă? A spus Mihai Rotaru din Digisport. 1.200.000 de euro este cota de piață a lui Jovan Marković, potrivit Transfermarkt. 64 de jocuri, 14 goluri și 5 asistențe au numărat fotbalistul în tricou de la Universitatea Craiova, în toate competițiile. Trimite Facebook, WhatsApp, Twitter. Pasiunea lui Cristian Luțăl, autor pentru fotbal, dobândită de la o vârstă fragedă, nu și a putut face pașii către o carieră în sport pe care a iubit-o întotdeauna, dar le a făcut să aleagă jurnalismul. A absolvit Colegiul Național Mihai Eminecu. Cristian este în prezent student la ne. Citește mai mult.